Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. O bună parte din florile amenajate cu mare fast în centrul capitalei s-au ofilit, iar autoritățile anunță că de astăzi le vor planta în parcurile din oraș. Chiar dacă nu au reușit încă să acopere gropile din Chișinău, muncitorii s-au apucat să deseneze trecerile de pietoni. Capitala Armeniei e cuprinsă de 4 zile de proteste violente, 50 de persoane au fost rănite. Mesele copioase întinse de Paștele Blajinilor au venit la pachet cu intoxicații alimentare. Câte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, ne spune colega noastră Loreta Lisnic. Loreta, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! ANSA informează despre un caz de otrăvire în masă la Cahul, acolo unde, în urma unui picnic, 14 persoane, printre care un copil de 2 ani, au nevoie de îngrijiri medicale. Totodată, la Comrat s-a înregistrat un alt caz de intoxicare. Acolo, 19 persoane au avut nevoie de ajutor, motivul fiind alimentele preparate cu 2 zile înainte de a fi consumate, timp în care acestea s-au alterat. Inspectorii ANSA au deschis o anchetă și au prelevat probe care vor fi supuse analizei în laborator. Totodată, în ultimele 4 zile în capitală, la serviciul de urgență au operat peste 900 de persoane. 75 dintre acestea mai sunt internate și acum. Majoritatea au acuzat dureri abdominale și au fost duși în secția boli infecțioase. Atât la acest subiect. La revedere! Loreta, îți mulțumesc! După 2 zile în care a respirat liber, capitala și-a revenit la normal. Străzile s-au umplut de mașini și s-au format ambuteaje greu de străbătut. S-a mers bară la bară și centimetru cu centimetru, iar din cauza aglomerației, unii taximetriști au refuzat să mai preia comenzi. Strada Ismail din capitală s-a transformat în această dimineață în calea nervilor pentru șoferii care au rămas prinși acolo în ambuteiaj. De 40 de minute nu ne... aici stăm. Asta au început școlile, studenții revin, de asta poate. Și pe strada Vadului Vodă s-a mers greu. Cu 20 minute. Nu ia uite ce se face. În această dimineață, cu mare greu puteai să găsești un taxi din cauza circulației anevoioase, unii taximetriști nu mai preluau comenzi. Face mult timp, știți, face, așa -i. În Moldova ai stat loc așa. De unde veniți? De la Vadlu Vodă. Și cât ați făcut până aici? Vreo 2 ore și ceva. Stăt locul, ambuteiajul și să facem. Mare învălmășeală a fost și pe la gări. Această familie a încercat de vreo 3 ori să urce într-un taxi, însă fără succes. O oră stăm și nu putem comanda un taxi. Am comandat la o firmă, nimeni, la alta, că așteptăm răspuns. Unii au așteptat cu orele în stații. Foarte greu. De cât timp așteptați? O oră am venit și jumătate de la Muncești și o oră jumătate, cred, până la Muncești. Astăzi, bugetarii au revenit la muncă, iar elevii la școală. La Soroca, pomenii l-au strălucit ieri la soare la propriu. Romii veniți să-și pomenească răposații au adus cu ei la cimitir ouă cu cristale Swarovski, vaze din bronz și lănțișoare din aur. Vază, tot ce mă privizli, din Egipta. Iar mesele mai nu s-au rupt în două, încărcate cu bucate alese, fructe exotice și băuturi scumpe. Urmăriți în câteva minute un reportaj despre tradițiile pe care le-au respectat romii. Florile din covorul instalat în fața catedralei și care a costat aproape 2 milioane de lei vor fi astăzi scoase din ghiveciuri și plantate în parcurile din capitală. Deși o parte din ele s-au ofilit, autoritățile dau asigurări că pierderile nu sunt mari. Silvia Radu spune că vrea ca și la anul un asemenea covor să apară în centrul capitalei. Silvia Radu a început ședința la primărie cu laude. Ea spune că a primit o mulțime de mesaje din străinătate după ce la inițiativa sa au fost aranjate florile în fața catedralei. Chișinăul, ați văzut și voi, a ajuns în presa internațională. După mulți ani, orașul nostru este menționat pozitiv. Mulți chișinăuieni și mulți moldoveni s-au simțit mândri. Am primit mesaje și din Spania, am primit mesaje din Paris, de la Moscova, din România. Primarul recunoaște că au fost și critici, însă spune că nu le-a dat importanță. Silvia Radu dorește ca în fiecare an un asemenea covor din flori vii să fie amenajat la Chișinău. Bugetul municipal nu a fost prejudiciat din motivul că
Pe piață din Moldova, aceste flori sunt mai scumpe cu 30-40%. Municipalități din întreaga lume investesc bani mari în publicitate pentru ca despre ei să se scrie știri pozitive. Păi iată, pe noi nu ne-a costat nimic, doar banii bugetați. Responsabilii de la Spații Verzi au anunțat astăzi că florile vor fi scoase din gheveciu și plantate în parcurile din capitală. Chiar dacă o bună parte din ele s-au ofilit, autoritățile spun că sunt pierderi, însă nu mari. Nu s-au ofilit așa cum se speculează și cum se zice. E și natural, cel puțin 10-15% din plante să se ofilească, dar fiți liniștiți, vor fi reabilitate în măsura posibilităților. Mulți dintre cei care își făceau astăzi poze lângă flori spun că acestea nu mai arată atât de bine ca în prima zi. Și odată ce acestea s-au ofilit, investiția de aproape 2 milioane de lei a fost în zadar. O parte se ofilesc, da, dar eu vreau să vă spun că însuși poate îi trebuia de ales alte specii de flori, de exemplu niște mușcate, niște, adică flori care mai mult se păstrează. Ani уже умирают, что разве вы не видите? Они умирают. Это, как они сказали, 2 миллиона. Мне place în principiu ideea, îmi pare rău că atât de repede s-au ofilit. Poate din considerentul ăsta puteau cumva să gândească cum să facă mai bine, știu că trebuie să se replanteze în altă parte. Da. Nu prea văd cum acum. Deși inițial Silvia Radu spunea că acest covor compus din viole a costat 1.800.000 de lei, responsabilii de la Spații Verzi au precizat că prețul este de fapt de 1.983.000 de lei, argumentând că primarul a greșit în cifre. Cât despre licitații, acestea nu s-au desfășurat pentru că nicio companie nu s-a prezentat la termenul stabilit, iar mai târziu o singură firmă și-a propus serviciile pentru a se ocupa de livrarea florilor. Donald Trump face un pas înapoi și amână noile sancțiuni împotriva Rusiei. Președintele american ar putea chiar să nu adopte o decizie în acest sens dacă Moscova nu va lansa o nouă provocare, scrie presa străină. Iar ministrul rus de externe a declarat că atacul chimic din Siria atribuit regimului de la Damasc a fost înscenat. During the Cold War, there were channels of communication and there was no obsession with Russophobia, which looks like, you know, genocide by sanctions. De asemenea, Lavrov a criticat Occidentul că a atacat Siria înainte ca experții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice să inspecteze zona. Ajunși acolo încă de sâmbătă, nici până astăzi specialiștii nu au fost lăsați să înceapă investigațiile. Oficialii ruși și sirieni au declarat că încă mai există probleme de securitate care trebuie rezolvate. Sergei Lavrov a mai precizat că Rusia și Occidentul se află într-o situație mai neplăcută decât în timpul războiului rece. There is no proof that on the 7th of April, chemical weapons were used in Duma. All the evidence which they quoted was based on the media reports and on social networks. Totuși, se pare că sancțiunile împotriva Rusiei anunțate duminică de partea americană nu vor fi impuse deocamdată. Președintele american Donald Trump a amânat introducerea acestora și pare puțin dispus să le aprobe decât în cazul în care Moscova va comite atacuri cibernetice sau a venit cu alte provocări, a declarat un oficial guvernamental de rang înalt. Sub protecția anonimatului, acesta a mai anunțat jurnaliștii americani că Trump crede că impunerea noilor sancțiuni imediat după bombardarea Siriei nu ar fi prudentă. Mai mult, tensiunile între Washington și Moscova, care deja sunt la cel mai ridicat nivel după războiul rece, ar putea escalada în mod periculos. SUA, Marea Britanie și Franța au atacat sâmbătă dimineață mai multe ținte din Siria în care se presupune că se păstrau arme chimice care ar fi fost folosite de regimul sirian împotriva civililor din Duma în urmă cu o săptămână. Statele Unite susțin că au mai multe probe care arată că regimul Bashar al-Assad este responsabil de atacul chimic. De cealaltă parte, Rusia susține că nu au existat dovezi în acest sens. Paștele Blajinilor s-a încheiat ieri cu un incendiu la cimitirul Sfântul Lazar din capitală. S-a aprins un morman de deșeuri, iar un nor mare de fum negru s-a ridicat imediat. Pompierii veniți la fața locului au stins flăcările. Ei spun că nu știu deocamdată dacă focul a fost pus intenționat sau a fost un incident. Flăcările au izbucnit în jurul orei 17 la marginea cimitirului, unde oamenii au aruncat coroanele vechi. În acel moment, în cimitir se mai aflau oameni. Odată ce au simțit miros de fum și au văzut apoi focul, aceștia au alertat pompierii. Am văzut un fum mare, pojar, ardie și am început să sunăm la pojarne să vină să vadă și aici să se aprindă pădurea, că mi-e uscată, poate să margă peste tot. În câteva minute, o mașină a pompierilor a ajuns la fața locului și a stins flăcările.
A fost grav, să răspândit era încă și mai grav. Nimeni nu a avut de suferit în urma incendiului, iar cauzele care au dus la izbucnirea acestuia urmează să fie stabilite. Ouă încondeiate cu pietre Swarovski sau vaze de bronz aduse din Egipt, astfel de pomeni s-au dăruit ieri la cimitirul de la Soroca, unde romii și-au pomenit morții. Tradițional, aceștia au amenajat mese care abia au rezistat sub greutatea fructelor exotice și a băuturilor scumpe. Hristos Voscris! Pomenirea morților la cimitirul de la Soroca asemăna cu o petrecere. Printre crucile și mormintele de marmură și granit, romii au întins mese pline cu bucate. Avem tort, avem carne, avem tot și vedeți tot avem. Facem curcani și grâini și tot. Facem în numele Domnului să știm. Я люблю ваши голубцы маленькие, они получаются. А у нас большие, вот такие. Вот что видите на столе, у нас мы все раздаем. Nu au lipsit de pe mese fructele exotice, precum ananas, cocos sau chiar fructul dragonului. Dar nici băuturile tari, mai toate mormintele și mesele arătau ca niște vitrine din cafenele cu șampanie, coniac, vodka, martini sau bere. Pentru că mesele instalate lângă morminte erau prea mici, iar bucatele prea multe, unii și-au luat de acasă mese și scaune ca să petreacă aici. Așa că bucatele erau aduse la poarta cimitirului cu mașinile. Femeile se întreceau la aranjatul meselor în timp ce bărbații la ciocnitul ouălor. Adevărat un viat. Lasă-l întâi. Și pentru că totul era pregătit, preoții, de cum și-au făcut apariția, au și fost luați pe sus, fiecare vrând să le fie pomeniți morții cât mai repede. La una dintre familiile venite, ouăle au fost încrustate cu pietre Swarovski. Iar dacă ouăle sunt moldovenești, pietrele... Și pomenile au fost impresionante. Тут что мы привезли из Египта. Золото в основном, то есть цепочки, вот это вот все украшения, то есть для женщин. Romii spun că nu au economisit bani pentru pomenirea celor răposați. Примерно 500, от 500 до 1000 долларов. Alții s-au lăudat nu doar cu pomenile, dar și cu pietrele gigantice de pe morminte. Da, dacă s-a folosit și a murit și nu i-am dat ce-i trebuie la când să crească, când să mărită, când să și bânirează, iacă i-am făcut o bucățică de pamietnică și am putut așa i-am făcut. Suntem bucuroși că am ajuns ziua aceasta ca să pomenim, cum se zice, răposații noștri. Tradițional, Paștele Blajenilor este marcat la o săptămână după sărbătoarea Învierii. Un bărbat din raionul Cahul s-a trezit peste noapte cu livada de nuci distrusă. Cineva i-a tăiat toți cei 400 de puieți pe care i-a plantat. Uitați, da. Vedeți? L-ați văzut că l-am scos proaspăt de aici. Rădăcina a fost tăiată cu lama. Eu am 3 zile când sunt nedormit. Bărbatul spune că nu are dușmani care să-i fi făcut așa ceva și că se gândește să scrie o plângere la poliție. Aflați în jurnal întreaga poveste. Autoritățile nu au reușit încă să acopere gropile din capitală, că s-au apucat să deseneze trecerile de pietoni. Lucrările au început astăzi, iar responsabilii spun că în acest an vor folosi o vopsea mai rezistentă decât în ceilalți ani. Primele zebre care vor fi marcate sunt cele de pe Bulevardul Dacia din sectorul Botanica. Amenajarea tuturor trecerilor va dura până la mijlocul lunii iunie, iar pentru asta din bugetul municipal se vor cheltui 6 milioane de lei. Moldoveanul găsit împușcat acum 3 zile într-un câmp din Bistrița este un fotograf cunoscut din Ucraina care deține dublă cetățenie moldovenească și ucraineană. Jurnaliștii români au vorbit cu rudele bărbatului care spun că acesta nu consuma droguri, așa cum s-a scris anterior, iar cel care l-a împușcat ar fi un prieten mai vechi de-al său.
Potrivit adevărul.ro, victima în vârstă de 31 de ani se îndrepta spre Ungaria împreună cu cel care a tras în el de 6 ori, un prieten cu care acesta a copilărit în Moldova. Rudele bărbatului le-au povestit jurnaliștilor români că Vadim Malogolovenko, care este fotograf în Ucraina, locuia de mai mulți ani cu soția și fiica sa la Odessa și că nu știu de când acesta a reluat legătura cu cel care l-a împușcat. Cunoștințele de la bărbatului susțin că el nu ar fi consumat niciodată droguri. Coric negă în faptul că ar fi picat de ceva droguri, zicea la un moment dat că au găsit niște probe sau niște, nu în sine droguri, dar niște urme. Deci categoric nu. A venit sora astăzi cu tatăl, dar încă sunt la poliție, probabil am înțeles că a dat niște declarații și așteaptă permisul pentru a putea vizita. Presa română scria că pe lângă dosarul pornit pentru tentativa de omor, procurorii de la DIICOT au pornit un alt dosar pentru trafic de droguri. Oamenii legii spun că ar fi găsit în locul unde a avut loc încăierarea urme de stupefiante. Deocamdată aceștia nu au stabilit de la ce s-a iscat cearta între cei doi moldoveni. Se știe doar că în urma unui conflict, unul dintre ei a pus mâna pe pistol, a țintit de 6 ori spre victima, apoi a dispărut. Ambii se aflau într-o casă părăsită, aflată pe un câmp, iar incidentul s-a produs sâmbătă dimineață. Bărbatul rănit a cerut atunci ajutor localnicilor, iar individul care a tras a fost prins la câteva ore după atac în Maramureș. Capitala Armeniei fierbe deja de 4 zile. Aproape 50 de persoane au fost rănite în urma protestelor violente de la Yerevan, izbucnite după ce ex-președintele țării a fost propus pentru funcția de premier. Oamenii îl acuză pe oficial că vrea cu orice preț să rămână la putere. Protestele care au început încă acum 4 zile în capitala Armeniei au degenerat ieri în violențe. În timpul ciocnirilor dintre polițiști și demonstranți din centrul Yerevanului au fost rănite 46 de persoane, inclusiv 6 polițiști. Circulația rutieră în centrul orașului a fost paralizată. Șoferii și-au abandonat autovehiculele pe străzi după ce protestatarii s-au întins pe asfalt și nu au permis circulația mașinilor, inclusiv a transportului public. Același lucru s-a întâmplat și în stațiile de metrou. Pentru a dispersa mulțimea, polițiștii au folosit gaze lacrimogene. Și astăzi mii de oameni au ieșit în stradă și au încercat să meargă spre Parlament, acolo unde urmează ca fostul președinte Serge Sargsyan să fie numit în funcția de premier. În această dimineață, poliția capitalei armene a blocat toate străzile adiacente clădirii legislativului. Pe data de 15 aprilie, liderul protestatarilor, șeful fracțiunii parlamentare de opoziție, a făcut apel la manifestații de amploare. El a chemat oamenii să blocheze străzile și stațiile de metrou. Opoziția îl acuză pe fostul șef de stat că vrea să rămână la putere ani la rând, urmând modelul de la Moscova. Fiindcă nu mai poate rămâne președinte după 10 ani de mandat, Sargsyan urmează să fie numit premier. Înainte de această schimbare, oficialul a avut grijă să modifice Constituția pentru a mări puterile șefului executivului. Tot mai multe panouri electorale își fac loc pe străzile capitalei. De pe acestea, candidații nu doar că ne zâmbesc, dar și încearcă să ne convingă prin sloganuri că anume ei merită să fie în fruntea primăriei. Săptămâna trecută, socialistul Ion Ceban și-a instalat câteva panouri, iar de ieri și candidatul partidului Șor, Regina Apostolova, apare pe câteva. După ce săptămâna trecută socialiștii au împânzit capitala cu panouri în care apare candidatul PSRM Ion Ceban, alături de șefa sa de partid Zinaida Greceanu, de ieri ne privește la orice colț de stradă și candidatul partidului Șor, Regina Apostolova. Nici ea nu apare singură pe panouri. Alături îi este la fel liderul de partid, Ilan Șor. Am demonstrat că se poate, este sloganul ales de ei. Am încercat să aflăm de ce Regina Apostolova apare pe panou împreună cu primarul orașului Orhei, dar și câți bani s-au cheltuit pentru acestea. Purtătorul de cuvânt al partidului ne-a spus că va veni mai târziu cu un răspuns. Are panouri prin capitală și candidatul PL, Valeriu Munteanu, înconjurat de întreaga familie. În plină campanie electorală, Munteanu spune că panourile fac parte dintr-o campanie socială. Nu are nicio legătură cu campania electorală.
Sunt cel mai probabil 11 panouri și nu cunosc câți bani s-au cheltuit în acest sens, pentru că le-am pus în locul unor panouri pe care le luase partidul înainte cu sute de ani de la centenarul Unirii. Până acum, mai multe partide și-au desemnat candidații la șefia capitalei. PPDA l-a înaintat pe Andrei Năstase, PL pe Valeriu Munteanu. Partidul Șor va merge în cursă cu Regina Apostolova. Candidatul Partidului Democrația Casă este Vasile Costiuc. Partidul Casa Noastră Moldova l-a înaintat pe Alexandru Roșco. Partidul Verde Ecologist l-a desemnat pe Victor Strătilă, iar Constantin Codreanu e candidatul PUN. Vor lupta pentru primăria capitalei și doi candidați independenți, Sergiu Tofilat și Silvia Radu. Alegerile noi în Chișinău vor avea loc pe 20 mai, după ce Dorin Chirtoacă și-a dat demisia. Următorul primar se va afla în funcție timp de un an. Dacă majoritatea cimitirelor au fost pline de lume zilele acestea, există și locuri în care nu a pășit picior de om. Cimitirul Eroilor Români din capitală arată de parcă ar fi uitat de toți. E plin de gunoaie și iarbă uscată. La fel este și cimitirul Evreilor. Cei din administrația cimitirelor spun că nu e datoria lor să facă ordine la morminte. Din fostul cimitir al Eroilor de pe strada Decebal au rămas doar rămășițe. Acesta a fost deschis în 1850. Aici au fost înmormântați sute de ostași. Acum acesta este locul unde oamenii aruncă gunoaiele și fac frigăru, iar coroanele funerare și florile stau împrăștiate. Aici e un loc sfânt. Trebuie să cauti. De mormântul Eroilor, de mare mizerie, ca sara. Să vin cu ghitări, să beau, să mănâncă aici. Eu le-am făcut vă două ori observații, spus că dacă se mai fac observații, că să iei în cap. Acest bărbat care locuiește în apropiere spune că până acum câțiva ani autoritățile aveau grijă să mențină ordinea, însă de ceva timp acest loc este uitat. Vine, făceau curat, și soldați, făceau un fel de paradă. Nu am putut afla în gestiunea cui se află acest teren pentru că responsabilii de la primărie nu ne-au răspuns la telefon. Dacă aproape în toate cimitirile din țară a fost mare forfătă, la cimitirul evresc din sectorul Buiucan domnea liniștea. Aici ești ca la o lecție de istorie. Unele morminte datează de acum 100 de ani, inscripțiile de pe ele fiind gravate în ebraică. În acest loc, oamenii spun că a fost înmormântat un rabin. Pentru că nimeni nu îngrijește mormântul, acesta s-a transformat într-un dormitor pentru boschetari. Mii de morminte din acest cimitir sunt lăsate în paragină, iar mai multe pietre funerare sunt dărâmate. У меня здесь дедушка похоронен. С фа курацене, орден. Вообще бардак лово. Veniamin Rapaport a venit împreună cu soția cu flori la mormântul mamei sale. Spune că are grijă întotdeauna de locul de veci. Вспоминаем, приходим, рассказываем, как у нас жизнь давно умерла, да. Сейчас, когда высокое давление лечат, а тогда не могли лечить. Deși evreii nu sărbătoresc Paștele Blajinilor, cei doi soți povestesc că și-au făcut obiceiul de a trece pe la mormânt cu flori și în aceste zile. Totuși ei spun că în luna septembrie, atunci când se sărbătorește anul nou evreiesc, timp de câteva zile cei plecați se întorc la mormintele celor apropiați. Pe praznic, sudni zieni, toți vătă zieni не кушают, в этот день вспоминают ушедших. В Израиле славят, евреев святыни ставят на могилу. Так как мы уже половина евреи, половина молдаване. Aceștia totuși nu întind mese printre morminte și nu obișnuiesc să facă schimb de pomene. Только с цветами и все. Administratorii cimitirelor spun că sunt responsabili de curățenia terenului, nu și a mormintelor. A sperat că în 4 ani va culege nucile din cei aproape 400 de pumi pe care i-a plantat, acum însă adună crengile rămase din puieții uscați. În această situație s-a pomenit Ion Ștefu din satul Borcea, graionul Cahul, care și-a găsit terenul pe care creștea o livadă fără zare de pom. Acum bărbatul nu știe la cine să apeleze pentru a-l găsi pe cel care i-a distrus livada. Vedeți? Rădăcina a fost tăiată cu lama. Așa și-a găsit Ion Ștefu livada de nuci la care a muncit 4 ani. În jur de 400 de puieți au fost tăiați de brazda plugului. În următorii 4 ani, pe acest teren ar fi trebuit să se înalțe o livadă de nuci. Acum puieții s-au transformat doar în niște crengi uscate. Bărbatul și-a pus mâinile în cap când a descoperit paguba. El spera că în câțiva ani va strânge nucile de pe copaci. Acum însă tot ce poate aduna sunt crengile pomilor de pe câmp. 3 zile când sunt nedormit, mergeam cu mașina și nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce e negru. Cum să fie arat? Când am alergat aici, s-a oprit, respirați. Mi-a curs lacrimile, fiindcă aici mi-am pus sufletul 4 ani.
A locuit un timp în România. În 2014 a revenit în satul de Baștină în dorința unui viitor acasă. Este de meserie inginer, iar înainte ca să se apuce de agricultură, a citit numeroase cărți de specialitate. Pentru că nu avea bani mulți să cumpere puieți, a bătut Moldova în lung și lat în căutarea soiului potrivit de nuci. Am citit foarte multe cărți. Am citit și o teză de doctorat. E o șansă să supraviețuiesc la țară. Susține că timpul investit, munca depusă sub arșița soarelui de vară, dar și siguranța unui venit bun, a fost ruinate. Nu pot să mai permit să investesc iarăși toată starea mea emoțională ca și rezistență pe așița verii. Ruinat ca și timp dedicat acestui vis care mi l-a distrus. Spune că nu are dușmani în sat care i-ar fi pus gând rău afacerii. Pentru că au mai fost cazuri în regiune, crede că e vorba de persoane care, întâmplător sau nu, ar fi semănat pământuri străine ca mai apoi să-și strângă roada. Acum bărbatul vrea să caute dreptatea, dar nu are bani pentru un avocat. Eu nu am încredere în poliția de sector și în general în toată poliția. Să-mi restituie înapoi toată munca care a fost. Sau să se ducă să cumpere, să acționeze copaci și să-mi pună înapoi. Fără bani și fără speranțe, bărbatul care credea că în 4 ani va culege primele nuci pentru a le exporta sau a face ulei, nu mai știe cu ce ochi să-și privească viitorul. Mi-a rămas ultima speranță, ultima șansă să-mi pun și eu pâinea pe masă. Resursele mele sunt zero, resursele mele sunt puterea care mi-o dă nucile să vin să-mi trag cu sap aici. În următoarele zile, bărbatul va depune o plângere la poliție. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 17. Pe curând!